Bună dimineața! Prima știre este despre Ana Maria Prodan, care a luat o decizie radicală. Starea gravă de sănătate a mamei sale a determinat-o pe Ana Maria Prodan, cum vă spuneam, să ia o decizie radicală. Are un scaun în salon și este numai lângă doamna Prodan. Îi schimba așternuturile, o spală, vorbește cu ea și are grijă de tratamentul medicamentos. Iese din spital doar ca să ia ceva de mâncare și ce mai trebuie pacientei și apoi se întoarce rapid. Mai mult, pentru că nu poate să aibă grijă de nimic de acasă, de câteva zile, Ana Maria Prodan și-a trimis fiul în Dubai, la reghe. A fost o decizie grea, însă normală în aceste situații, au declarat câțiva apropiați ai familiei. Este o situație destul de grea pentru familia Anei Maria Prodan. Deja problemele de sănătate sunt de ceva timp pentru doamna Ionela și a fost și este internată în continuare în spital. Imediat vă vom spune și ce am aflat de la spital și când va fi externată, dacă se va întâmpla acest lucru. Sunt momente dureroase. Momente dureroase și foarte grele, mai ales că știm cu toții cât de mult o prețuiește Ana Maria pe mama ei și fiecare dintre noi. Da, o divinizează și fiecare dintre noi ne iubim și ne prețuim părinții. Cu toții așteptam vești bune din această direcție. Pentru mine este foarte greu să înțeleg treaba asta cu stă la căpătâiul dumneaei, schimba așternuturile, o îngrijește, adică totuși chiar nu sunt condiții în... Cu siguranță trebuie să fie internat în cele mai bune condiții, însă dorește să fie cât mai aproape de mama ei și să-i ofere afecțiunea în aceste momente grele. Cu toții am face acest lucru și am fi în stare de absolut orice, mai ales Ana Maria Prodan, că știm că o iubește foarte mult. Oricum, doamna Ionela Prodan luptă, este o femeie pozitivă, o femeie optimistă și iată că se luptă cu această boală de câteva luni bune. Pentru că e important și psihicul tău cum este. Doamne ajută și să lupte în continuare și să găsească putere, pentru că, uite, noi cu toții îi trimitem un gând bun, familia este alături de domnia sa, sunt cu toții... O iubesc, îi transmit gânduri bune, energie pozitivă, ce poți mai mult de atât să-ți dorești decât să ai copiii și nepoții aproape în astfel de momente și să lupți, pentru că nu are o vârstă foarte înaintată și cred că cu cât înaintăm în vârstă, cu atât ne dorim mai mult să trăim. Eu mi-amintesc de bunicii mei, care aveau 70 și ceva de ani când au murit și își doreau tare mult să trăiască. Cred că asta contează foarte mult, psihicul și cum ești tu. Pentru că a muncit, a fost o femeie care a muncit toată viața dânsei și acum când lucrurile sunt așezate, când copiii, cum se zice, sunt la casa lor, îți vezi nepoții, e totul bine, ce poți să-ți dorești mai mult de atât decât să trăiești și să-i vezi pe ei cum se bucură și de ceea ce ai adunat tu toată viața. Deși Ana Maria Prodan a spus tot timpul că mama ei se simte din ce în ce mai bine, ne-a speriat momentul în care Ana Maria Prodan și-a așternut gândurile într-o postare pe rețele de socializare în care îi mulțumea mamei ei pentru tot și probabil că a simțit acel lucru să-l facă ca să nu fie prea târziu. Cu toții ne-am gândit la ce e mai rău. Exact. Și atunci probabil că simți să îi spui părintelui tău cât de mult îl apreciezi, cât de mult îl iubești și cât de mult îi mulțumești pentru de multe tot ori spunem, lasă că avem timp să mergem acasă, lasă că, uite, încheiem o discuție telefonică, nu spunem zi de zi.